Mi s-a spus că odată Bhagavat, adică gloriosul, se afla la Shravasti în grădina lui Anathapindida, din crângul lui Jeta, însoțit de o mare adunare de călugări și numeroși bodhisattva. Făcându-se către ceasul amiezii, Bhagavat își puse veșmântul, apoi, luându-și bolul și toiagul, a intrat în marele oraș, la cerșit de pomeni. Pe la vremea amiezii, se întoarse în tabără și, isprăvind de mâncat, își puse bolul și toiagul deoparte, își spăla picioarele și, așezându-se pe locul său cu picioarele încrucișate și trupul drept, își întoarse atenția către sine. Curând, numeroși călugări se apropiară și, salutându-i picioarele cu frunțile, se așezară de jur împrejur. Cam tot atunci, venerabilul Subhuti veni în mijlocul adunării și se așeza. Apoi, părăsindu-și locul, își trecu roaba peste un umăr și, îngenunchind cu genunchiul drept, cu mâinile împreunate rugător spre Bhagavat, grăi astfel: este minunat că-ți bodhisattva au fost binecuvântați cu cea mai înaltă cunoaștere de către Tathagata. Cum trebuie însă, prea fericitule, un nobil fiu ori fică, intrat pe calea de bodhisattva, să se comporte și cum să-și strunească gândurile? Bine grăit, Subhuti! Nobilii bodhisattva au obținut cea mai înaltă favoare a lui Tathagata, fiindu-le conferită cea mai înaltă învățătură. Prin urmare, cunoscut, ascultă și învață, căci îți voi arăta cum cel intrat pe cale trebuie să se poarte, cum să înainteze și cum să-și trunească mintea. Atunci prea fericitul continua astfel: oricine ar fi cel intrat pe cale, calea de bodhisattva, trebuie să se gândească astfel: toate ființele acestei lumi cunoscute sub numele de ființe, fie ele cu formă ori fără de formă, cu nume ori fără de nume, trebuie izbăvite de către mine în desăvârșita nirvana. Și după ce ființe fără de număr au fost astfel eliberate, nici măcar o singură ființă n-a fost eliberată. Căci câte vreme un bodhisattva păstrează ideea de ființă, el nu poate fi numit bodhisattva. Căci nimeni nu e numit bodhisattva câte vreme distinge noțiunea de ființă, individ sau persoană. Și tot așa, Subhuti, un dar nu e oferit de un bodhisattva câte vreme el crede în obiecte, lucruri, forme, ori în însușirile speciale ale sunetului, mirosului, gustului și atingerii. Căci un dar trebuie oferit de către bodhisattva fără ca aceasta să creadă măcar în ideea de cauză. Căci meritul acestui bodhisattva, ce dăruiește fără a crede în ceva, e greu de cuprins cu mintea. Ce crezi, Subhuti? E lesne de a măsura spațiul din colțul răsăritian, ori cel din colțul de miază zi, ori cel din colțul apusean, sau cel din colțul nordic, de desubt și deasupra, în punctele cardinale și subcardinale, în cele 10 direcții de jur împrejur? La fel, meritul acelui bodhisattva, ce dăruiește fără a crede în ceva, e de nemăsurat. Cu adevărat, în acest fel, Subhuti trebuie să dăruiască cel pătruns pe calea de bodhisattva, căci el nu crede nici măcar în ideea de cauză. Și ce crezi, Subhuti? Poate fi un Tathagata cunoscut după anumite semne? Cu adevărat, nu, venerabilă, un Tathagata nu poate fi cunoscut după anumite semne, căci ceea ce Tathagata a numit semne, cu adevărat sunt non-semne. Aceste fiind zise, prea fericitul relua: oriunde ar fi semnele,
nu e decât deșertăciune. Oriunde e absența semnelor, deșertăciunea e absentă. Astfel, tathagata e recunoscut din non-semne ca semne. Apoi, venerabilul Suputi întreba: ce crezi, Bhagavan, vor exista în viitor ființe care, auzind, predicându-se aceste cuvinte ale sutrei, să obțină înțelegerea corectă? Desigur, răspunse vrea fericitul, vor exista în viitor ființe care, auzind, predicându-se tocmai aceste cuvinte ale sutrei, vor dobândi înțelegerea corectă. Și afirm cu tărie, Suputi, că vor exista în viitor bodhisattva, ființe puternice, bune și înțelepte, care, când tocmai aceste cuvinte ale sutrei se vor predica, vor dobândi înțelegerea corectă. Însă, acei bodhisattva nu vor sluji un singur Buddha, iar meritul lor nu va fi fost acumulat de un singur Buddha. Dimpotrivă, Suputi, multe sute de mii de Buddha vor fi fost slujit, iar meritul lor sub multe sute de mii de Buddha va fi fost acumulat. Iar când aceste cuvinte ale sutrei vor fi predicate, ei vor dobândi corecta înțelegere. Ei sunt știuți de către Tathagata prin cunoașterea ei budică și văzut prin vederea de Buddha. Toți aceștia vor produce o nemăsurabilă cantitate de merit, căci în aceea Suputi vor fi lipsiți de ideea de sine, ființă, individ ori persoană. Lipsiți de ideea de însușire ori de ideea de non-însușire, de asemenea de idee și non-idee. Căci existând pentru acești bodhisattva ideea de însușire, ei ar crede în existența unui sine, ființă, individ ori persoană. Și chiar când existând pentru ei ideea de non-însușire, ar crede în existența a unui sine, ființă, individ ori persoană. Căci nici însușirea, nici non-însușirea nu poate fi acceptată de către un bodhisattva. Așadar, această învățătură secretă a fost predicată de către Tathagata. De către cei ce știu învățătura legii, asemenea unei plute capabile de a-i purta pe celălalt mal, toate însușirile trebuie abandonate, cu cât mai mult non-însușirile. Apoi prea fericitul reluă: ce crezi, Suputi, există ceva ce să fi fost cunoscut de către Tathagata sub numele de perfectă cunoaștere, ori ceva predicat de către Tathagata? Iar venerabilul Suputi răspunsă: în măsura în care înțeleg semnificația celor propovăduite de Bhagavat, nu e nimic care să fi fost cunoscut de Tathagata sub numele de perfectă cunoaștere și nici ceva ce să fi fost predicat de către Tathagata. Căci ceea ce e știut ori predicat de către Tathagata este de necuprins cu mintea și inexprimabil. Nu e un lucru ori un non-lucru. Bhagavat relua: judecă, Suputi, dacă un nobil fiu ori fiică ar umple acest univers a milioane și milioane de lumi cu juvaiere de preț și le-ar oferi în dar iluminaților Tathagata, cât de mare le-ar fi meritul? Într-adevăr, mare le-ar fi meritul, căci așa cum s-a arătat de către Tathagata, meritul este non-merit. Iar dacă un altul, relua Tathagata, ar lua o strofă de 4 linii din această sutră, predicându-o altora, explicându-le-o, tăria acestei acțiuni ar produce o cantitate incomparabilă de merit. Deoarece cea mai înaltă cunoaștere este produsă din ea și binecuvântații Buddha sunt produși din ea. Căci așa cum Tathagata a arătat, însușirile lui Buddha sunt non-însușiri ale lui Buddha, deci pot fi numite însușiri ale lui Buddha.
Dar ce crezi, Suputi? Spuse Bharat. Gândește un intrat în curând, Srota Anapanna, că fructele practicii sale au fost obținute de către ei? Cu siguranță nu, căci neobținând nimic tangibil, e numit intrat în curând, crezând că fructele intrării în curând au fost dobândite de către el, ar crede în existența unui sine, ființă, individ ori persoană. Dar cel ce va mai renaște o singură dată, adică Sacrit Gamin, gândește că fructele practicile sale au fost obținute de către el, cu siguranță nu gândește astfel, căci nu este o ființă individuală. Cel care a obținut statutul de Sacrit Gamin, fapt pentru care și este numit Sacrit Gamin. Dar cel ce nu va mai renaște, adică Anagamin, gândește că fructele practicii sale au fost obținute de către el, cu siguranță nu gândește astfel, căci nu este o ființă individuală care, cel care a obținut statutul de Anagamin, fapt pentru care și este numit Anagamin. Dar un eliberat în viață, adică arhat, gândește că fructele practicii sale au fost obținute de către el, cu siguranță nu gândește astfel, căci nu e o ființă individuală cel care a obținut statutul de arhat, fapt pentru care și este numit arhat. Căci dacă un arhat ar crede că a dobândit statutul de arhat, el va crede în existența unui sine, ființă, individ, ori persoană. Și astfel, Bhagavat, i-am trecut în revistă pe cei mai de seamă dintre cei ce trăiesc în virtute. Eu însumi sunt un arhat liber de pasiuni, însă nu mă gândesc ori că sunt liber de pasiuni. Căci de aș fi gândit astfel, Tathagata nu mi-ar fi profețit cu adevărat despre mine astfel. Și ce te Suputi? A dobândit Tathagata vreo învățătură de la Tathagata Dipankara, cel cu desăvârșire trezit? Nu, nu e nimic care Tathagata să fi adoptat de la Tathagata Dipankara cu desăvârșire trezitul. Iar dacă un bodhisattva ar spune un neadevăr, căci cele numite lumi fără de număr sunt non-lumi, deci sunt numite lumi fără de număr. Iată așadar cum Suputi, un nobil, își va struni mintea un bodhisattva. În așa fel, încât nu va crede în ceva, fie formă, sunet, miros, gust sau orice altceva tangibil. Ca exemplu, un om poate fi voinic, să zicem la fel de voinic precum regele munților, Sumeru. Crezi că sinele său poate fi la fel de mare? Într-adevăr, Bhagavat, sinele său este cu adevărat mare, căci, așa cum Tathagata a arătat, sinele este non-sine, deci îl numim sine. Dacă ar exista atâtea râuri Gange, câte fire de nisip sunt în râul Gange, ar fi aceste râuri numeroase? Într-adevăr, aceste râuri Gange ar fi numeroase și chiar mai numeroase ar fi firele de nisip din ele. Iată, Suputi, dacă un nobil fiu ori fică ar umple cu cele 7 comori atâta lumi, câte fire de nisip sunt conținute în atâtea râuri Gange, oferindu-le în dar de plin treziților Tathagata, cât de mare ar fi meritul? Nemăsurabil și incalculabil, o Bhagavat. Însă, cu adevărat grăiesc, dacă o nobilă fică ori fiu ar lua din această sutră doar 4 stanțe, predicându-le, explicându-le, meritul lor ar fi incomparabil mai mare.
Iar partea de lume în care doar 4 stanțe din această sutră sunt predicate și explicate ar fi deveni un lăcaș sfânt pentru întreaga adunări a zeilor, oamenilor și spiritelor. Ce să mai spunem atunci despre cei care memorează în întregime această sutră, repetându-o, înțelegându-o și explicându-o în totalitatea altora. Aceștia suputi vor avea parte de cele mai înalte realizări, iar sălașul lor va fi asemenea celui a unui Buddha. Bhagavat, răspunse Suputi, cum se numește această sutră și cum poate fi ea găsită? Numele acestei sutră este Prajna Paramita și poate fi găsită după nume, căci Prajna Paramita este non-paramita, non-prajna paramita, prin urmare este numită Prajna Paramita. Și atunci, crezi Suputi că există ceva ce să fi fost predicat de către Tathagata? Nu, Bhagavat, nu e nimic ce să fi fost predicat de către Tathagata. Și crezi că mult e nisipul cel adunat în acest univers a 1.000.000 de milioane de lumi? Cu siguranță e mult, că ceea ce Tathagata numește nisip este non-nisip. Așadar, este numit nisip. Iar ceea ce Tathagata numește univers este non-univers, deci îl numim univers. Și ce crezi, Suputi? Poate fi un deplin trezit Tathagata recunoscut după cele 32 de semne ale unui erou? Nu, Bhagavat. Căci ceea ce Tathagata numește cele 32 de semne ale unui erou sunt de fapt non-semne, deci le numim cele 32 de semne ale unui erou. Iar dacă o fiică ori un fiu și ar sacrifica zi de zi viața de atâta ori câte fire de nisip sunt în râul Gange, iar altul ar lua doar 4 stanțe din această sutră, predicându-o, explicându-o și celorlalți, meritul celui din urmă va fi incomparabil și inestimabil mai mare. Atunci venerabilul Suputi fu mișcat până la lacrimi de puterea darmei, vărsa lacrimi, apoi vorbi astfel. Este minunat cu câtă desăvârșire a fost predicată această sutră pentru beneficiul celor intrați pe cea mai aleasă dintre căi, cale ce a produs cunoașterea în mine. Cu adevărat, o astfel de învățătură nu mi-a fost dat să ascult vreodată. Și cele mai înalte realizări vor fi conferite acelor bodhisattva care, auzind această sutră, vor dobândi realizarea, căci realizarea este non-realizare, deci o numim realizare. Nu e surprinzător pentru Bhagavat că accept și mă încred în această sutră ce tocmai a fost predicată, iar acele ființe din viitor care vor studia această sutră, memorând-o, recitând-o, și înțelegându-o și explicându-le-o celorlalți, vor fi înzestrați cu cea mai înaltă realizare. Însă, nu se va ridica în ei nici măcar ideea de ființă, individ sau persoană, nici nu va exista pentru ei ideea ori non-ideea, căci cei ce sunt Buddha sunt eliberați de orice idee. Apoi, Bhagavat îi vorbi venerabilul Suputi astfel. Acele ființe care, auzind, recitându-se această sutră, vor fi nepătrunse de tulburare, teamă ori neliniște, vor fi îndestrate cu cea mai înaltă realizare, căci acesta a fost predicată de către Tathagata drept Paramaparamita, ce este non-paramita și care a fost predicată de asemenea de nenumărați Buddha, fiind așadar numită Paramaparamita. Iar Paramita, cea mai înaltă perfecțiune a abstragerii unui Tathagata, este de asemenea non-paramita, deoarece pe vremea când regele Kalingai îmi schingiuia carnea membrelor, eram lipsit de ideea, ori non-ideea de ființă, individ sau persoană.
Căci, nutrind ideea de ființă, aș fi nutrit de asemenea pe cea de reavoință. Cunoscând 500 de vieți anterioare, îmi amintesc cum pe când practicam abstragerea, eram de asemenea lipsit de ideea ori non-ideea de ființă, individ sau persoană. Astfel, un bodhisattva, după ce s-a lepădat de toate ideile și își ridica mintea la cea mai înaltă cunoaștere, el trebuie să-și strunească mintea încât să fie independentă de formă, sunet, miros, gust sau orice lucru tangibil. Căci ceea ce s-a numit independent e non-independent, precum a arătat Tathagata, că un dar nu e oferit de către un bodhisattva ce crede în ceva precum forma, sunetul, mirosul, gustul sau orice lucru tangibil. În acest fel, trebuie un bodhisattva să-și ofere darul spre beneficiul tuturor ființelor, căci ideea e non-ideea, non-idee, iar cele numite de Tathagata ființe sunt de fapt non-ființe, căci un Tathagata numește lucrurile așa cum sunt. Și orice doctrină a fost deslușită, predicată și meditată de către un Tathagata e lipsită de deopotrivă de adevăr și minciune. Așa cum un om ce pătrunde în întuneric nu mai distinge nimic, un bodhisattva este cel scufundat în obiectele oferite în dar. Dar așa cum un om care poate vedea când întunericul dispare, un bodhisattva trebuie considerat cel necufundat în obiectele oferite în dar. Iar dacă un nobil fiu ori fiică studiază această sutră, memorând-o, recitând-o, pătrunzând-o și explicând-o altora, ei sunt știuți de Tathagata prin cunoașterea budică, iar meritul lor, Suputi, este cu adevărat incalculabil și inestimabil. Iar dacă o nobilă fiică ori un fiu își sacrifică în zorii zilei, tot atâtea vieți câte fire de nisip sunt în râul Gange, făcând aceeași lucru la amiază și din nou seară, sacrificându-și astfel viețile de-a lungul a nenumărate ere, iar un altul, ascultând această sutră, nu îi se opune, meritul celui din urmă este incalculabil și inestimabil. Ce să mai spunem despre cel care, după ce l-a transcris, studiat, memorat, înțeles și explicat altora? Această sutră, Suputi, este ieșită din comun și fără seamă. Și a fost predicată de către Tathagata pentru beneficiul ființelor intrate pe cea mai aleasă dintre căi. Iar cei ce studiază această sutră, memorând-o, recitând-o, înțelegând-o și explicând-o altora, sunt știuți de către Tathagata prin cunoașterea budică, aceștia fiind înzestrați cu meritele incalculabile și inestimabile. Toate aceste ființe își vor aminti de săvârșita trezire, căci nu e posibil că această sutră să fie auzită de cei cu puțină credință ori de cei ce cred în existența unui sine, ființă, individ ori persoană. Este imposibil că această sutră să fie auzită, studiată, memorată, recitată și înțeleasă de ființe care nu au atins de săvârșita trezire. Iar partea de lume în care această sutră va fi expusă va fi cinstită de întreaga lume a zeilor, oamenilor și spiritelor și adorată precum un lăcaș sfânt. Iar acei nobili fii ori fiice ce studiază această sutră,
memorând-o, recitând-o, înțelegând-o și explicând-o altora, se vor număra printre victorioși. Căci oricare ar fi faptele rele săvârșite de aceste ființe în viețile anterioare, faptele ce altfel ar duce la suferință, efectele lor vor fi distruse, iar ei vor obține desăvârșita trezire. Îmi amintesc cum în urma cu nenumărate veacuri, adunări de nenumărate Buddha îl urmau pe venerabilul și desăvârșit trezitul Tathagata Dipankara. Și dacă oamenii din viitor vor studia această sutră, memorând-o, recitând-o, înțelegând-o și explicând-o altora, meritul celor adunări de Buddha vor fi atât de infim în comparație cu celor din urmă, încât nici nu suportă comparație. Meritul acestora ar fi atât de mare și dobândit cu atâtea repeziciune, încât dezvăluindu-l aș produce necredință în mințile oamenilor. Însă, așa cum această sutră este ieșită din comun, recompensele ei sunt de asemenea extraordinare. Atunci, venerabilul Subhuti relua. Cum trebuie cel intrat pe calea Bodhisattva să se comporte, cum să meargă mai departe și cum să-și trunească mintea? Cel intrat pe calea de Bodhisattva trebuie să gândească astfel. Toate ființele trebuiesc izbăvite de mine, de către mine, în desăvârșita nirvana. Și după ce aceste ființe au fost astfel eliberate, nici măcar o singură ființă nu a fost eliberată. Căci câte vreme un bodhisattva păstrează ideea de ființă, el nu poate fi numit bodhisattva. Căci nu există ceva de genul cuiva intrat pe calea de bodhisattva. Crezi că este ceva ce Tathagata să fi adoptat de la Tathagata Dipankara în legătură cu perfecta cunoaștere? În măsura în care înțeleg semnificația predicii lui Bhagavat, nu e nimic ce să fi fost adoptat de către Tathagata de la desăvârșit trezitul Tathagata Dipankara în legătură cu perfecta cunoaștere. Într-adevăr, Subhuti, căci dacă vreo învățătură a fost adoptată, Tathagata Dipankara nu mi-ar fi profețit că voi fi în viitor sfântul și desăvârșit trezitul Tathagata Shakyamuni. Numele Tathagata exprimă o aseitate, non-originea și absența însușirilor, absența existenței intrinseci. Și orice ar susține că perfecta cunoașterea a fost cunoscută de către Tathagata, ar grăi un neadevăr. Căci nu e nimic ce să fi fost cunoscut de către Tathagata cu privire la perfecta cunoaștere. Iar în cele cunoscute și expuse de către Tathagata, nu e nici adevăr, nici neadevăr. Deci sunt numite învățături ale lui Buddha, căci toate învățăturile au fost predicate ca non-învățături, deci sunt numite astfel. Ca și acel om cu trup voinic. Despre omul cu trup voinic, Tathagata a arătat că sinele său este non-sine, așadar el este numit un om cu trup voinic. Iar dacă un bodhisattva spune nu se cuvine să fie numit bodhisattva, căci este oare ceva ce să fie numit bodhisattva? Nu e nimic care să fie numit bodhisattva, căci cele numite ființe sunt de fapt non-ființe și astfel că au fost numite ființe. Așadar, Tathagata a spus, toate ființele sunt lipsite de sine, lipsite de ființă, individualitate, ori personalitate. Iar dacă un bodhisattva ar spune un neadevăr,
că cele numite lumi fără de număr sunt non-lumi, deci sunt numite lumi fără de număr. Un bodhisattva care crede că toate lucrurile sunt lipsite de sine, are credința. Acela e numit un bodhisattva de către Sfântul și desăvârșit trezitul Tathagata. Ce crezi, Subhuti? Are Tathagata ochi trupești, ochi celești, ochi ai cunoașterii, ochi ai legii și ochi ai iluminării? Într-adevăr, Bhagavad Tathagata are ochi trupești, ochi celești, ochi ai cunoașterii, ochi ai legii și ochi ai iluminării. Și crezi că firele de nisip din fluviul Gange fost au numite de către Tathagata fire de nisip? Da, au fost numite fire de nisip. Și dacă ar fi atâtea râul Gange, câte fire de nisip în fluviul Gange și atâtea lumi, câte fire de nisip în acestea, ar fi aceste lumi fără de număr? Într-adevăr, ar fi fără de număr. Câte ființe ar fi în acești lumi? Eu știu șirurile gândurilor lor toate. Că cele numite șiruri de gânduri sunt non-șiruri de gânduri. Deci, sunt numite șiruri de gânduri. Căci un gând trecut nu există, Subhuti. Un gând viitor nu există și un gând prezent nu există. Judecă, Subhuti, dacă un nobil fiu ori fiică ar umple acest univers a milioane și milioane de lumi cu juvaieruri de preț și le-ar oferi în dar iluminaților Tathagata, cât de mare le-ar fi meritul? Într-adevăr, mare le-ar fi meritul. Așa este, căci meritul este non-merit. Deci, este numit merit. Și crezi că un Tathagata poate fi recunoscut după înfățișarea exterioară a trupului său? Într-adevăr, nu. Căci ceea ce Bhagavat a numit înfățișarea exterioară a trupului e non-înfățișare a trupului, deci e numită înfățișarea trupului. Și ce crezi, Subhuti? Poate fi un Tathagata cunoscut după anumite semne? Cu adevărat nu, venerabile. Un Tathagata nu poate fi cunoscut după semne, că ceea ce Tathagata a numit semne cu adevărat sunt non-semne, fiind așadar numite semne. Ce crezi, Subhuti? Poate un Tathagata gândi astfel. Legea a fost predicată de către mine. Nici un Tathagata nu poate gândi astfel. Adevărat grăiesc dacă cineva ar spune că legea ar fi fost împrăștiată de către Tathagata, ar rosti un neadevăr, căci nu e nimic ce se poate fi cunoscut sub numele învățătură a legii. Apoi venerabilul Subhuti vorbi astfel. Profețește, Bhagavat, vor fi în viitor ființe care auzind tocmai aceste cuvinte ale legii să creadă în ele? Aceștia, Subhuti, nu sunt nici ființe, nici non-ființe, căci cele numite ființe sunt non-ființe, așadar au fost numite ființe. Și ce crezi, Subhuti? Există ceva cunoscut de către Tathagata sub forma perfectei cunoașteri? Nu, Bhagavat. Nu e nimic ce să fi fost cunoscut de către Tathagata sub forma perfectei cunoașteri. Așadar, Subhuti, nici cel mai mic lucru nu e cunoscut ori perceput acolo. De aceea e numită perfecta cunoaștere. Și de asemenea, totul e la fel acolo. Nu e nicio diferență acolo și, prin urmare, se numește perfecta cunoaștere, lipsită de sine, ființă, individualitate, ori personalitate. Acea perfectă cunoaștere este veșnic, aceeași și cunoscută cu toate lucrurile bune.
căci lucrurile bune sunt non-lucruri, deci au fost numite lucruri bune. Iar dacă un nobil fiu ori fiică ar umple acest univers a milioane și milioane de lumi cu juvaierul de preț și le-ar oferi iluminaților tatagata, iar un nobil fiu ori fiică ar lua o strofă de 4 linii din Prajna Paramita Sutra, dedicându-o altora și explicându-le eu, tăria acestei din urmă acțiuni ar produce o cantitate de merit ce nu suportă comparație. Ce crezi, Suputi? Gândește un tatagata că ființele sunt eliberate de către el însuși? Nu, deoarece nu e ființă care să fi fost eliberată de către tatagata, căci de ar fi vreo ființă eliberată de către tatagata, acesta ar crede în sine ființă, individ, ori persoană, iar ceea ce a fost numit credință în sine este non-credință. Acest lucru e învățat doar de copii și persoane ignorante. Însă, cei numiți copii și persoane ignorante, fiind lipsiți de existență intrinsecă, sunt numiți copii și persoane ignorante. Ce crezi, Suputi? Poate fi un tatagata cunoscut după anumite semne? Cu adevărat nu, venerabilă tatagata. Nu poate fi cunoscută după semne. Într-adevăr, Suputi, căci de ar fi așa, un chakravartin ar fi de asemenea un tatagata. Cei ce mă văd după formă și mă aud după vorbă sunt angajați în stăruințe de zadarnice și nu mă văd deloc. Un Buddha e cunoscut după lege, căci cei ce sunt Buddha posedă corpul legii, adică Dharmakaya, iar natura legii nu poate fi cuprinsă cu mintea și nici făcute să fie cuprinsă cu mintea. Judecă, Suputi, a fost perfectă cunoaștere recunoscută de tatagata după semne particulare? Sigur că nu. Căci nimeni nu ți va spune vreodată că distrugerea și anihilarea unui lucru este proclamată de cei intrați pe calea de Bodhisattva. Iar dacă un nobil fiu sau fiică ar umple cu cele 7 comori atâtea lumi câte fire de nisip sunt în Gange, oferindu-le în dar de plin treziților tatagata, iar un bodhisattva dobândește persistența în recunoașterea absenței naturii intrinseci și caracterul necreat al lucrurilor, meritul celor din urmă este incomparabil și inestimabil. Însă nici urmă de merit nu e revendicată de un bodhisattva, căci meritul, fiind de fapt non-merit, este numit merit. Și oricine spune că tatagata merge, vine, se oprește și ori se așează, acela nu înțelege esența predicii mele, căci termenul tatagata îl indică pe cel care nu pleacă nicăieri și nu vine de undeva, fiind astfel numit tatagata. Iar dacă un nobil fiu ori fiică ar lua atâtea lumi câte fire de nisip sunt în acest univers a milioane de milioane de lumi și printr-o nemăsurată forță le-ar zdrobi în dimensiunile unor particule indivizibile de atomi, ar fi acestea numeroase? Într-adevăr, aceste particule ar fi numeroase, căci ceea ce tatagata numește particule indivizibile de atom, fiind non-particule, sunt doar numite particule indivizibile de atom. Iar universul a 1 milion de milioane de lumi e de asemenea lipsit de existența inerentă, prin urmare e doar numit univers.
Iar dacă există un univers al lumilor, ar trebui să există și credința în substanță. Însă credința, fiind de fapt non-credință, e doar numit credință, numită credință. Credința în substanță suputi este nemenționabilă și inexprimabilă, căci nu e niciun lucru, niciun non-lucru. Ce crezi suputi? Dacă un om ar susține că credința în sine, ființă, individualitate ori personalitate a fost predicată de către tata gata, ar grăi aceasta adevărul? Cu siguranță nu, băgăuat. Căci ceea ce tata gata a numit credință în sine este non-credință, fiind așadar numită credință în sine. Astfel suputi sunt percepute, privite și văzute toate lucrurile de către cel care a intrat pe calea de bodhisattva. Și în acest fel, un om trebuie să creadă, un om nu trebuie să creadă nici în ideea de lucru și nici în cea de non-lucru. Întrucât însăși ideea de lucru a fost proclamată de tata gata ca fiind non-idee de lucru. Iată suputi, dacă un nobil bodhisattva ar umple cu cele șapte comori, lumile nenumărate, anenumărate universuri, oferindu-le în dar, de plin treziților tata gata. Iar un nobil fiu ori fică ar lua doar 4 ștanțe din această sutră, studiindu-o, memorându-o, înțelegându-o și explicându-le-o altora. Merită-o celul din urmă ar fi incomparabil mai mare, căci toate lucrurile compuse sunt ca un vis, o umbră ori un strop de rouă sau licărirea unui fulger. Aceste fiind spuse, Buddha intra în samadhi, venerabilul suputi, călugările și călugărițele, credincioși, laici și femei, bodhisattva, întreaga adunare a zei, oameni și duhuri lăudară predica binecuvântatului.